Nemulțumirea face parte din trăirea unei vieți obișnuite și, cu siguranță, motivele nemulțumirii sunt multiple. Din copilărie, se consideră că exprimarea nemulțumirii este normală, pentru că aceasta creează oarecum personalitatea. Este chiar încurajat copilul, adolescentul, să-și exprime nemulțumirea, frustrarea, pentru că în felul acesta el poate să-și câștige drepturile, să se exprime, să se elibereze de frământarea interioară și în felul acesta să creeze o anumită atitudine. Când vorbim despre nemulțumire, este foarte important să stabilim hotarele nemulțumirii, până unde se poate manifesta nemulțumirea și ce poate genera nemulțumirea. Și în al doilea rând, trebuie să descoperim motivul care determină nemulțumirea. Există motive potrivite pentru a te arăta nemulțumit? Este posibil ca un creștin să-și arate nemulțumirea public? Ce motive ar trebui să am eu pentru a trăi o viață de nemulțumire? Ce efect are obiceiul de a fi nemulțumit și de a rămâne nemulțumit? Cum te afectează? Cum poate să afecteze nemulțumirea proprie pe cei din jurul meu? Și probabil că cel mai important lucru este cât de mult influențează nemulțumirea caracterul. Pentru că ar putea, la un moment dat, să apară imaginea unui om care, din caracterul său, în formatul său, în structura sa, în atitudinea sa permanentă, el este nemulțumit de orice. Dacă este apreciat, va fi nemulțumit. Dacă nu este apreciat, iarăși apare nemulțumirea. Dacă are, este nemulțumit pentru că ar dori să aibă mai mult. Dacă nu are și duce lipsă, iarăși se arată nemulțumit. În sensul acesta, trebuie să observăm puțin atitudinea vieții noastre, pentru că nemulțumirea în relația cu Dumnezeu poate să ducă la necredință. Din cauza aceasta, este bine să vedem fiecare pentru sine ce poate să genereze și să susțină nemulțumirea.